Scandalul s-a petrecut în zona Tașaul din Năvodari. După ce s-au șicanat cu mașinile în trafic, cei doi și-au tamponat autoturismele. Un vehicul a fost proiectat într-un stâlp, iar celălalt a lovit o mașină care transporta pâine. Unul dintre șoferi și doi pasageri au coborât cu bâte și un cuțit și l-au bătut pe celălalt conducător auto. Scenele i-au îngrozit pe cei care se aflau în zonă. Ce am auzit? Bubuitură că a intrat în mașina de pâine. Și mașina cum pleca singură, asta am auzit. Când am ieșit afară... Se omorau, exact, între ei. Au sărit în mașină, ei la început, erau așa, în mașina asta și l-a tăiat pe ea. Băga cuțitul aici. Temător pentru viețile lor, oamenii au sunat la 112. Victima a ajuns de urgență la spital. Una dintre victime prezenta două plăgi înjunghiate la nivelul membrului inferior, cu sângerare masivă, dar din fericire victima era stabilă hemodinamic. Plăgile suferite nu i-au pus viața în pericol. Făptuitorii au fost reținuți de oamenii legii și duși la audieri. S-au deplasat prompt polițiștii, intervenind și imobilizându-l pe agresor. Acesta are 35 de ani, este din aceeași localitate și din primele cercetări s-a stabilit că urmarea unei șicanări în trafic, acesta a coborât din autoturism, a scos un obiect tăietor înțepător cu care l-a înjunghiat pe conducătorul celuilalt autoturism. Oamenii legii continuă cercetările, urmând să se dispună măsurile legale față de cei vinovați.